Dacă e să fim sinceri, tuturor ne este frică de dentist. De fapt, ne este frică să nu ne doară. Așa că, atunci când intrăm în cabinetul stomatologic, vrem să ne asigurăm că variantele de anestezie ne oferă întreaga siguranță și tot confortul de care avem nevoie. Așa că, astăzi, la Dialoguri pentru Sănătate, aflăm împreună care sunt variantele de anestezie în stomatologie și vorbim pe larg de o nouă metodă de anestezie locală computerizată. Înainte de toate, haideți să aflăm ce este anestezia și care sunt tipurile de anestezie din stomatologie. Anestezia este starea de insensibilitate la durere. Ea poate fi locală sau localizată și generală. Cum astea sunt termeni care se confundă de foarte multe ori și sunt părinți pe care îi sperie termenul anestezie. Anestezia locală, că despre anestezia locală vorbim, la fel ca și la adulți, în cazul copiilor, e necesară ori de câte ori avem un tratament dentar de efectuat, de la carie, traumatism sau altă malformație, și în general toate tratamentele care necesită anestezie și care implică durere au nevoie de această anestezie locală. Din fericire și aici lucrurile au evoluat. Există la ora actuală tehnici computerizate de injectarea substanței anestezice. Sigur că anestezia trebuie văzut ca pe ceva pozitiv, iar aici un rol foarte important joacă părinții și pregătirea pe care o dau copiilor și înainte, dar mai ales înainte de fiecare etapă de tratament. Ea nu trebuie văzută ca pe un instrument, eu știu, de tortură sau de amenințare, ci ca pe ceva pozitiv. Copiii nu știu că anestezie înseamnă act, seringă sau înțepătură, termeni pe care nici nu trebuie să-i amintim, dar trebuie să știe că vor simți o anumită, eu știu, o stare de disconfort, vor simți că obrazul e umflat, e gâdilă, lucruri care sunt absolut normale și pe care trebuie să le știe de la bun început. Anestezia locală în mare presupune injectarea unei substanțe anestezice în dreptul unui dinte sau unui grup de dinți, acolo unde avem nevoie de mai mult. Cum aminteam și mai devreme de tehnicile acestea moderne, există și în stomatologie un avans în acesta tehnologic. Anestezia computerizată, care o aveam aici, presupune injectarea foarte lentă a o substanțe anestezice și un grad de confort foarte ridicat din partea pacienților. Acesta este un dispozitiv electronic, un dispozitiv elvețian, a apărut de foarte curând, are aproape un an de zile de când a apărut. Este un dispozitiv inovator, are ca principale avantaje faptul că injectarea se face foarte lentă. De fapt, în momentul în care injectăm o substanță anestezică cu o seringă manuală, avem oarecare grad de rezistență din partea țesuturilor. Cu cât presiunea pe care noi o injectăm este mai mare sau necontrolată, putem avea sensibilitate sau durere la momentul injectării substanței anestezice. DentaPen ce face? De fapt, injectează electronic cu o anumită presiune această substanță, care nu numai că oferă un grad mai mare de confort la injectare, dar oferă și un confort după anestezie, astfel încât în momentul în care facem anestezie nevoie de o cantitate mai mică de anestezic și ne oferă avantajul de a ținti și de a oferi o anestezie țintită la un dinte sau la un grup de dinți. Dar cu ce substanțe se face anestezia? Substanțele anestezice folosite atât în anestezia clasică, într-o seringă clasică, cât și cu anestezia electronică, sunt aceleași și ele se dozează în funcție de greutatea copilului. Sigur că înainte de injectarea substanței anestezice pentru a desensibiliza local țesutul respectiv, unde se va injecta substanța anestezică, vom folosi un anestezic de contact. Un gel de cele mai multe ori care poate fi aplicat local și nu difuzează sau un spray folosit cu aceleași proprietăți. Și când se recurge la anestezie? Atunci când există un grad de cooperare mai mic și lucrurile astea le evaluăm de obicei la prima ședință, când și el se familiarizează cu noi, dar și noi ne familiarizăm cu el, cu părinții, cu trecutul stomatologic și tot ce are și în general și la alți medici. În funcție de gradul de cooperare o să și indicăm sau nu o tehnică de sedare. Acum, clasic, tehnicile de sedare în trecut se împărțeau în sedare conștientă și inconștientă sau anestezie generală. Mai nou, tehnicile sunt în sedare ușoară, moderată și profundă. Sedarea ușoară înseamnă de cele mai multe ori inhalosedare. Presupune administrarea unui gaz inhalator printr-o mască. E un amestec gazos format din protoxid de azot și oxigen. Protoxid de azot e un gaz ilarian, care are un miros ușor dulceag și care le
oferă un anumit grad de confort, dar este și în același timp și un anxiolitic. Îi relaxează, îi face să fie mai cooperant și sigur ne permite nouă să facem mai departe toate tratamentele. Anestezie și tratamentele dentare. Anestezia și inhalosedarea sunt două lucruri separate, care se fac simultan, acolo unde este indicație de așa ceva, și nu, inhalosedarea nu înseamnă anestezie. Și alte tipuri de anestezie? Anestezia moderată sau sedarea moderată înseamnă administrarea pe lângă inhalosedare și a unui medicament, de obicei sub forma unui sirop, pe care copilul îl înghite cu 15-20 de minute înainte de ședință și acesta se dozează în funcție de greutatea corporală și alți parametri și care oferă copilului un grad de relaxare și mai mare. Acum, sedarea asta medicamentoasă și inhalosedarea se potențează și se obține astfel un efect potențat și sigur mai puternic. În momentul în care gradul de cooperare nu e suficient și inhalosedarea, sigur fiind o tehnică simplă și eficientă, dar cu limitele ei, se indică ca și metodă sedarea moderată. Asocierea acestui sirop care conține un calmant cu 15-20 de minute înainte de ședința de tratament. Sedarea medicamentoasă se face în cabinet, pe scaunul dentar, sub îndrumarea și monitorizarea unui medic anestezist. Atât sedarea moderată, cât și sedarea ușoară sunt tehnici conștiente, care se efectuează în cabinetul dentar. Când se recurge la anestezia generală în stomatologia pentru copii? Anestezia generală se efectuează doar în spital, cu o echipă multidisciplinară, medici anesteziști, asistente medici stomatologi. Anestezia generală se recomandă uneori ca primă intenție în cazul pacienților cu probleme generale, cazul sindromelor, pacienți autiști, pacienți cu sindromul Down. Se recomandă de asemenea și în cazul copiilor foarte mici, unde există probleme foarte mari. Copilul nu mai mănâncă, nu mai are greutate, nu doarme, nu se poate alimenta și atunci, da, se recomandă. Sigur că sunt și cazuri în care pacienții vin de foarte departe, din nou pacienți mici cu foarte multe probleme, unde tratamentele acestea repetate cu sedare nu ar fi posibil. Dar în cazul adulților, care sunt variantele de anestezie practicate pe lângă anestezia locală? Această sedare medicamentoasă care se efectuează la copii se efectuează și în cazul adulților atunci când e nevoie de tratamente complexe. În cazul adulților se efectuează o injectare intravenoasă, în cazul copiilor niciodată, administrarea este doar orală. În cazul unui sirop, ceva ușor și foarte ușor de acceptat de către ei. Există niște criterii de selecție pentru pacienții candidați pentru anestezia generală. Primul dintre ele se efectuează în cabinet aici și este un consult. Al doilea consult este un consult preanestezic care se efectuează în spital, acolo unde se efectuează și intervenția și se va efectua și un set de investigații particularizate fiecărui pacient în parte. Toate aceste intervenții sub anestezie generală se fac întotdeauna cu echipă multidisciplinară care implică pe lângă medici, stomatologi și anesteziști, uneori și medici stomatologi de specialitate, precum chirurgi, endodonți, în funcție de complexitatea cazurilor. Și ce trebuie reținut de aici este că anestezia generală este o ședință unică în care se rezolvă toate problemele o singură dată. Așadar, există variante multiple și moderne de anestezie, precum anestezia locală computerizată, realizată cu ajutorul noului aparat DentaPen. Totul este să înțelegem că medicul dentist este prietenul nostru și al copiilor noștri. Indiferent de metoda pe care o alegem de tratament, el trebuie să fie un pacient tratat corect, de plină siguranță și trebuie să rămână până la urmă prietenul nostru pentru că va avea nevoie și mai departe de tratamente dentare ca adolescent și mai departe ca adult. Și sfatul nostru al medicilor pedodonți este că un părinte bine informat înseamnă de cel mai multe ori un copil sănătos.